Salut și bine v-am regăsit în acest filmuleț. Am spus, dacă tot am făcut filmulețul acela lung de o lună de zile și am scăpat de editat acele filmulețe care, sincer, mă stăteau așa puțin pe cap pentru că nu știam, deja nu mai țineam minte nicio ordinea și nu-mi place așa când se adună foarte mult material pentru că atunci pierd mult cu editatul. Dar dacă am scăpat de povara asta așa în ghilimele, am mai mult chef de filmat. Și astăzi o să și mergem cu copilașii. Da, un lucru care s-a rezolvat, cred că după un an jumate sau cam cât. Deci după un an jumate m-au sunat și pe mine să, că pot să merg să-mi iau cardul de sănătate. Aproape 2 ani. Dar bine, nu cred că ne-am ocupat de card imediat ce ne-am mutat. Cred că după ce ne-am mutat aici, așa prin septembrie-octombrie. Dar după pahar cu apă, că eu nu mai mă duc încă și am urdoarea sepatului. Dă-i, da. Deci după ce ne-am mutat aici, ne-am mutat aici prin septembrie, cred că prin octombrie am început demersurile pentru cardul de sănătate. Și, deci octombrie 2021, ca să ne înțelegem. Deci probabil vreun an și jumătate tot s-a făcut cu una cu alta. Că țin minte că eu trebuia să nasc și nu aveam card. Am născut, David are un an și 4 luni, un an și 5 luni și abia ieri m-au sunat că pot să merg să-mi iau cardul de sănătate. Și atunci astăzi vom merge să-mi iau cardul de sănătate ca să fiu sigură, să-l am în mână și sper să fie totul ok. Dar a durat ceva și noi în tot timpul ăsta, bineînțeles că am cotizat, adică am plătit, ne-am pus în regulă cu toate cele pe care le aveam de plătit. Am și beneficiat că am mai primit adeverințe, dar erau adeverințe care erau valabile o lună sau trei sau cât? Două luni. 60 de zile. No, și mai beneficiam, dar mereu trebuia să mergem să luăm adeverință, tot întrebam, tot ne interesam, niciodată nu am avut card. Și problema era în momentul în care în sistem apare că e cardul emis, nici adeverință nu prea îți mai dau. Adică e mai complicat și cu adeverințele alea, n-am înțeles exact de ce. No, în fine, că al meu se emisese, cred că de vreo 2-3 luni, dar nu se știa pe unde s-a emis, pe unde e. Într-un final l-au găsit și sper să fie totul ok să mi-l dea astăzi. Și asta va fi una dintre activitățile importante de azi și atunci ne-am îmbrăcat. Vezi dacă o să-ți ceară și să-l activezi. Da. Păi da, o să-l și activăm. Felix! Ia vino încoace! Vino cu ce, Daniel, și tu. Ce v-ați ascuns acolo? Deja v-ați pregătit de plecare. Da. Văd acolo o foaie pe frigider. Vrei să ne spui care e treaba cu foaia aia de acolo? Că mai devreme mi-ai arătat-o. Asta e până la ziua mea. Aici e ziua mea. Acolo câte e ziua ta. Câte zile mai sunt până la ziua mea? Pentru că în fiecare zi întreba câte zile mai sunt până la ziua lui. Și atunci, ca să mai tot întrebe, i-am făcut așa o foaie. Cum mereu trebuia să stau să calculez, că nici nu mai țineam minte cât i-am zis cu o zi înainte, așa, și trebuia mereu să numărăm zilele. Și atunci am făcut o foaie. Un calendar. Și în fiecare zi taie. Și practic acum au mai rămas 33 de zile. Și mâine dacă o tai și pe aia o să rămână 32, după aia tai și asta și tot așa până le tai pe toate. Și după aia o să fie una și ziua mea. Ziua ta? Aștept să fie ziua ta? Că place tortul. Îți place tortul? Nu mai ai mult până la ziua ta, numai că știi că dacă vine ziua ta, după aia trece și vara. O să mai fie puțin din vară. Mama, poți să spun ceva? Ia zi. Ia uite, nu m-a plăcut sau cum să zic. Și după aia încep școala. Nu mai știu cum să zic. Nu mai știu ce vreau să spun. Ai uitat? Te-ai emoționat când am zis că începe școala? Când ai stat, că începe școala, ți-ai uitat gândurile? Da. Gata, dragilor, sunt și eu în rând cu lumea, mi-am primit cardul de sănătate, totul a fost ok. Era pierdut pe la București, dar a ajuns într-un final la Covasna, ceea ce mă bucură că am scăpat. Nu știu câte drumuri am făcut, dar am făcut destul de multe drumuri
ca să ne interesăm de card. Și bine că într-un final s-a rezolvat. Și acum cred că o să mergem să mâncăm ceva, că suntem cu toții în, în mașină și mergem să, să luăm ceva de mâncare. A, să-mi pun centura că a pornit mașina. Hai, dați-mi mânuță. Da, și eu, Uite pepene verde, adică pepene roșu care galbe. Wow, așa arată pepene galben. Da, vreți să luăm așa un pepene azi din ăsta galben? Are gustul cum are gustul pepenele roșu. Adică nu e. Adică nu e. Adică e cop, nu zici că nu e cop. Da, hai să vedem că luăm unul așa nu foarte mare. Nu se poate unul de ăsta. Deja tăiat? Nu. Ăsta e bun? Da. Sau ăsta? Stai că mă uit eu mai bine imediat. Și ăsta tot pepene galben. Ce anume? Ăsta. Ăsta e pepene galben, pepene galben. Pepene galben, pepene galben. Pepene verde, cum e galben. Pe care vrei? Asta? Da. Păi da, e cu mango și... Știu. Asta? Sigur? Bine, Felix, tu ce ai ales? Mama, tu ce ai ales? Da, astea două. Nu știu, poate că aș alege de portocale. Da, tu nu trebuie să alegi de portocale. Și asta îmi place puțin și pentru că poți să-i pui dopul dacă nu bei tot. Dar nu desfac acum. Alea. Ești gata, Felix? Și ales fiecare? Da. Bun, haideți să putin. Eu nu vreau, eu o să beau acolo. Acum e orice în mână. Haideți la casă. Să vedem cine îl găsește pe tati. Cine așa s-a răbut? Nu să mai să las un pic să se retracă, bă, că nu urmă în preminte, că nu le pot să mușchi. Mama! E ceva fain la ketchup. Poate zero. Poți să faci grăta cu pizza. Da, hăr. Dai pun la gust, poți să gust de la tine. Un cartof cu ketchup. Nu are gustul ca ketchup normal. De ce fac ketchup? Da, da. Dar nu poți să miroși că... Nu se pun în mare. Nu, aia și mănâncă cum aici. E fierbinte acum. E fierbinte. Dacă nu văd de aici, sunt. Dacă nu cred că se poate în mare. Am ajuns acasă. Așa doarme David. Cu un degețel, cu o mânuță să mă țină. Da, așa îi place lui și acasă când dormim tot așa. Să mă țină de mână sau să pună un picioruș, capul pe mine. Așa-i? Te pune jos, mami? Sau iar te superi? Vrei să te pun jos? Umbilea mea. Dau mulți pupici? Vreau să-l pun jos, dar nu mă lasă. Nu mă lasă deloc, nu mă lasă să-l pun jos. Te pune mami jos? Un picuț? Hăpala. Hai să. Ai reușit? Pepele galben. Imediat vă explic ce a reușit. Noi între timp am tăiat pepenele verde cu miez galben. Îți place? E pisca roșu. La gust. Dar eu țin că am mai mâncat și în Germania pepene din ăsta. Tu nu mai ții minte? Nu, era bebeluș sau copil. Erai bebeluș sau erai prea mică și nu mai ții minte. Dar știu că am mai luat și în Germania. Unul, 3, 4.
Și David mănâncă. Auleu, David! Da, și tati. Ce faci aici? Vrem să schimbăm mânerele astea, pentru că s-au mai crăpat din ele, că sunt de plastic. Și am încercat să cumpărăm tot din astea. Am fost la firma de la care am luat mobila, dar nu au separat mânere, nu se pot cumpăra doar când cumperi mobila. Ceea ce mi se pare destul de iurea, ținând cont de faptul că sunt de plastic, mi s-ar părea normal să ai posibilitatea să mai cumperi atunci când ai nevoie. Dar în fine, dacă auzi că nu se mai pot cumpăra de la ei, am zis ok, ce să facem? Trebuie să le schimbăm pe toate și sunt 23 de mânere, parcă am numărat. Și am luat altele foarte asemănătoare sunt, doar că sunt de metal. Ceva de gen. Da, foarte asemănătoare, dar foarte diferite dacă le punem așa, sunt mai finuțe, mai drăguțe, după părerea mea, astea pe care le-am luat și sperăm noi să fie și mai rezistente. Doar că problema la ele este că au șuruburile foarte lungi, că vin cu șuruburi cu tot și sunt foarte lungi. Și ca să stea și să se potrivească, a trebuit Florin să pună șaibe aici. Și nu avem destule șaibe, că trebuie 10 șaibe la un mâner, pentru că punem 5 și 5, deci 10 șaibe la un mâner și cu 23 de mânere, 230 de bucăți ne trebuie. Și a luat astăzi Florin vreo 100. Că nu mă gândeam că o să trebuiască. Da, nu s-a gândit că o să ne trebuiască chiar așa multe. Și până la urmă o schimbăm acolo unde o să ne ajungă. Și când mai ajungem, atunci mai cumpărăm șaibe sau șuruburi, ce vrei să cumpăr. Șaibe, mă, cred șaibe. Că o să iau șuruburi ca să arate mai frumos. Dar de ce? Că doar în dulap și așa nu se vede. Deci nu e așa o mare chestie acolo. Nu te deranjează cu mine. Că păi da. Mami, mai întâi pepene. Mai dorești pepene? Da, foarte bun. Hai că-ți mai tai. Pe mine nu mă deranjează. Că nu e, adică cam atâta e diferența, să zic, nu e extrem de mare, dar fără șaibe nu stau deloc șuruburile alea, adică nu se pot prinde. Poftim? David a mâncat-o. Da, David, Lili nu și-a mâncat mâncarea și David a împrăștiat-o, dar se întâmplă destul de des chestia asta. Se bărăcește și mi-a părut. Da, și tu făceai la fel când erai mică, ce crezi? Toți ați făcut la fel. Eu mă bălăceam la palin. Și tu și Daniel și Felix și acum și David. Adică nu este un lucru nou. Noi deja suntem obișnuiți cu chestia asta. Nu ne mai e. Să și aibă alt model. A, ai pus din greșeală acolo? Nu, cred că eram cutie. Eram cutie? Păi nu era. Păi da, de acolo. Nu știi ce se... Cred că a picat de pe la alte. Că acolo când mai iei așa, că sunt multe, mai caci, se mai amestecă. Și tu cum doar ai băgat mâna și ai luat un pumn, n-ai luat ce trebuie. Bine, hai să-ți mai tai pepene. Mâncă și cai pepene. Da. Bravo! Că ți le dau eu înapoi. Mai tare, n-ai mâncat azi? Bravo! Super! Bravo! 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 Hai, te-ai dat bine! Ce fain s-a dus.
mi-e David și că, bă, după cum vă spuneam, așa îi place să doarmă. Să doarmă cocoțat pe mine sau să mă țină de mână de ceva. Nu v-am mai arătat că a terminat Florin de schimbat toate mânerele. Toate sunt schimbate și pe partea asta. Într-adevăr, celelalte parcă erau puțin mai confortabile atunci când voia să deschizi, pentru că erau puțin mai late și parcă, așa, cel puțin la prima atingere, ca să spunem. Dar astea îmi plac mult mai mult, sunt mai drăguțe. Why are you smiling? Te bucur să mă vezi? Mă bucur. Ce se întâmplă aici? Ce ai construit? Zid. Zid? Da. Pentru? Pentru tati. Pentru tati? Gata. Nu știu cu curat, că era aici. Bine, să zicem. Să zicem. Se poate și mai bine, dar e bine și așa. Dar ce pijamale ai pe tine, Felix? Scurte. Poți să zici ceva? Ce am perechim. Pantalonul meu era un lungi, dar i-a rupt de numai. Nu e acolo. Și tăiem așa. Da? Tati, sunt făcuți așa, ediție limitată. Dar chestia e că le-am comandat pijamaluțe de vară. Și lungi și scurte. Lui Felix nu prea îi plac pijamaluțele scurte. Nu prea îi plac pantalonii scurți în general. Ție știu că îți plac. Dar le-am comandat. Trebuie să vină zilele viitoare, pentru că 80% dintre pantalonașii lui Felix și cred că și a lui Daniel sunt rupți în genunchi. Inclusiv pijamalele și cam toți pantalonii. Da, dragilor, cam atât în acest filmuleț. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Vă pupăm și o așteptăm cu mare, mare drag în filmulețul următor. Pa! N-ai vorbit, vino și tu să vorbești. Hai acum că poate să vorbească și el. Hai, vino, ca ți și zi ce vrei tu să vorbești. Vrei să zici tu pa? Vrei să saluți? Bună. Bună. Și noapte bună. Noapte. Ți-a plăcut astăzi? Da. Ce ți-a plăcut? Doamne, zem. Acolo. Am fost acolo? Da. Și ai mâncat? Doamne, zem acolo să mâncăm. A fost bun? Da. Ce ai mâncat? Kepsi. KFC. Și ce aveai la KFC? Ce ai primit? Cartofi? Da. Și ceva acolo. Și șnițel? Da, șnițel. Altui. Altfel de șnițel? Da. Nu ca la Mac, nu? Da. Care e mai bun, de la KFC sau de la Mac? De la KFC. De la KFC e mai bun? Da. Îmi trebuie să zic la ambele, că mai mult mănânc Mac la... Mie îmi place KFC, eu aș mânca toată ziua doar. Da, știu, dar mai trebuie să mănânc și altceva. Bine, acum putem să încheiem filmulețul? Da. Să zicem vă mulțumim pentru vizionare, vă pupăm și vă așteptăm cu mare, mare drag în filmulețul următor. De când am mai încheiat filmulețele, au cam uitat textele. Hai, pa! 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 Să le schimbi!